Școala din localitatea Grădinare a găzduit ieri ceremonia de învestire în funcția primarului liberal Tudor Florea și a celor 13 consilieri locali, 10 ai USL, 2 ai PPDD și unul din partea PNCCD. Conform legii a fost constituită comisia de validare ce va funcționa pe parcursul întregului mandat, dar și celelalte comisii prin care vor trece toate proiectele de hotărâre din următorii 4 ani. Cele mai emoționante momente au fost, firesc, acelea în care aleșii din Grădinari au depus jurământul. E mai apăsat o Constituție. Subsemnatul Tudor Florea, primar al Comunei Grădinar, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederile articolului 32, alineatul 1 și articolul 60 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Grădinar, județul Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Este un om respectat, un gospodar apreciat de locuitorii comunei pe care o administrează și, în plus, tocmai pentru că vorbește întotdeauna deschis și sincer, se bucură de încrederea celor care îl cunosc. Primarul Tudor Florea a ajuns deja la al treilea mandat, pornește din nou la drum, în calitate de edil șef al Comunei Grădinari, cu speranță și siguranța că se va bucura și de colaborare din partea consilierilor locali. Sunt multe lucruri de făcut. Sunt oarecum bucuros că am un consiliu închegat, un consiliu foarte bun, cu oameni cu capul pe umeri. Eu nu am avut probleme nici în mandatul trecut cu consiliu, am avut hotărâri bine gândite. Canalizare, continuarea modernizării drumurilor din Grădinari și investiții la școli. Acestea sunt principalele proiecte avute în vedere în următorii ani de către primarul Florea. Am început câteva obiective pe care doresc să le duc la bun sfârșit. Pentru noi major în perioada aceasta este realizarea unui obiectiv de canalizare și epurare a apei uzate, un obiectiv care este început prin realizarea unei stații de epurare aflată în construcție. Pot să spun că este necesar sau este imperios necesar, cu atât mai mult cu cât Comuna Grădinar dispune de rețea de alimentare cu apă. Urmăriți întregul interviu cu primarul Tudor Florea imediat după știri în emisiunea Interviul Zilei.